Al treilea vaccin anticovid a ajuns la Institutul Cantacuzino în această dimineață. În orele următoare, cele peste 81.000 de doze de la AstraZeneca vor fi distribuite în centrele regionale din țară. Programările pentru serul dezvoltat de Universitatea Oxford și de compania AstraZeneca vor începe săptămâna viitoare. Gabriela Mihai are toate datele despre imunizarea cu serul de la AstraZeneca. Bună dimineața, Gabriela! Am găsit primele doze de vaccin împotriva COVID-19 AstraZeneca au ajuns în această dimineață, cu puțin înainte de ora 6 aici la Institutul Cantacuzino, iar acum au și plecat spre centrele de dezvoltare regională. Vorbim așadar despre Iași, Craiova, Timișoara, acolo unde vor ajunge dozele de vaccin produse de AstraZeneca, și vorbim despre 81.600 de doze ajunse astăzi în țara noastră. Important de menționat este că vorbim despre un vaccin diferit de cele pe care le știam până acum, în sensul că acest vaccin este recomandat să fie administrat doar persoanelor cu vârste cuprinse între 18 și 55 de ani. De asemenea, pot să vă mai spun că se pot face înscrierile pe platformă pentru vaccinarea cu AstraZeneca, începând din data de 10 februarie. După cum puteți vedea în imagini, vorbim despre un alt transport care pleacă spre centrele regionale, acolo unde vor rămâne spre depozitare până când vaccinul AstraZeneca va începe să fie utilizat și în țara noastră. Așadar, de pe 10 februarie se vor face înscrierile pentru vaccinarea cu AstraZeneca și spunea premierul Florin Câțu că pentru vaccinarea cu acest ser s-au făcut alte 180 de centre de vaccinare.